Mămăliga este un preparat iubit de către toți românii. Aceasta este nelipsită de pe mesele noastre, întrucât poate fi mâncată în combinație cu aproape orice, de la brânză până la magiun de prune. Mămăliga este considerată alături de mici și de sarmale, un preparat tradițional românesc. Acest preparat a apărut în urmă cu 300 de ani și este considerată de istorici și de specialiști în gastronomie ca fiind cel mai apropiat produs de cultura și istoria românilor. Singurii că mai fac mămăligă, că e bună. Dau un sos la aia, la aia, merge. Dau un sarma. Eu mănânc fulgi de porumb și mămăliga. Eu pâinea nu mănânc de ani de zile. Înainte de porumb, meiul era ingredientul de bază al mămăligii, pur românești. Se spune că denumirea de mămăligă vine de la prima femeie care a înlocuit meiul cu mălaiul în prepararea terciului. Și se mănâncă la dumneavoastră în casă? Da. Se mănâncă și în partea Ardealului, că eu sunt ardeleancă și la noi în casă se consumă foarte multă mămăligă. Ce o asortați de obicei? Noi acolo în Ardeal o asortam cu brânză, cu smântână mai ales, cu lapte bătut, bineînțeles, și cu carne care consumau, dar noi de obicei suntem mai mult vegetariani, să zic așa. Dar se consumă și în felul ăsta, tot în partea Ardealului și aici nu știu să zic dacă lumea consumă atât de mult cum se consumă acolo. E mai preferată mămăliguța decât pâinea? Acolo da, acolo cu siguranță. Cu aia am crescut, cu aia ne-a crescut bunicii. În urmă cu un secol, țăranii mâncau mămăligă cu aproape orice și sub diverse forme de preparare. Combinau produsul de bază cu pește, unt, carne, lapte, brânză, ouă. Cei săraci o mâncau cu ceapă și sare, usturoi verde, praz sau chiar magiun de prune.